Fred Casac, Sunt un iceberg. Irene se întinse în șezlong, întredeschise ochii, căscă lung, după care izbucni. O, iartă-mă, nici n-am dus mâna la gură. Mă cerceta, jumătate curioasă, jumătate batjocoritoare. Ce importanță are? Lasă că te știu prea bine. Pentru tine are. Nici gând, s-ar zice că nu mă... Irene are tendința să mă considere un exagerat în ceea ce privește conveniențele și un tip foarte pudic, cu atât mai bine, chiar perfect. Nu mi-ar conveni deloc să mă cunoască așa cum sunt. E preferabil să rămân pentru ea un iceberg, a cincea parte vizibilă, restul îngropat. La început încercam de fiecare dată să mă explic, dar acum s-a terminat cu susceptibilitățile și prefer să schimb subiectul discuției. Indic cu mâna o fereastră de la primul etaj al vilei. George își face siesta? Da. De ce nu în grădină? Din cauza soarelui. Mă rețin să nu ridic umerii, până acum nu știam că soarele de toamnă, aici la Bouville, să fie ucis pe cineva. Dar la urma urmei, câtă vreme mă găsesc singur în grădină cu Irene și asigurată într-o oarecare măsură în privința liniștii, ar trebui să fiu ultimul care să se plângă. De fapt, singur cu Irene nu puteam să fiu niciodată, nici în grădină, nici aiurea. Prezența lui George o resimțeam continuu, ne dădea târcoale mereu, iar ea nu se gândea decât la George. E frumos, zise ea, nici nu-ți vine să crezi că ești în luna lui septembrie, pe malul Mânecii. Ce weekend splendid! Ai fost foarte drăguț că ne-ai invitat pe amândoi. Știi că ești un prieten delicios, dragul meu Bernard. Știu, o știu prea bine, sunt drăguț, delicios și fermecător, un prieten adevărat. A închis din nou ochii, trebuie că se gândește la George, un surâs îi flutură ușor pe buze, are fața unei femei fericite, sau aproape. Bănuiesc că o căsătorie i-ar fi convenit mai mult decât o aventură, dar George nu-i permite să se gândească la așa ceva. Din spatele ochelarilor mei întunecați, o privesc așa cum stă întinsă pe șezlong. Cu o mână adusă sub ceafă, se fardează ușor de tot. Părul lui e tăiat scurt, nu se vede vreo grijă deosebită pentru aranjarea lui. Se îmbracă obișnuit, iar trăsăturile feței nu-i sunt nici prea fine, nici prea disciplinate. Nu găsesc nici drăguță, nici delicioasă, nici fermecătoare. Nici nu este prietena mea. Recunosc însă că mi-aș dori o pentru toată viața, iar ea e cu gândul la George. Am cunoscut-o pe Irene într-o seară de primăvară, pe la ora 6:30, aproape de rotunda parcului Monceau. Plângea în hohote, sprijinită de un grilaj, ștergându-și ochii cu o batistă mică trandafirie. Trecătorii o priveau cam pe furiș, ușor jenați, și șiuțeau pașii, nu fără a mai întoarce capetele. Primul impuls a fost să le urmez exemplul. Dar, șocat de imaginea acestei desperări singuratice, m-am întors. Sunt o natură destul de sensibilă. Cu greu suport să văd un bărbat sau o femeie plângând. În schimb, copiii mă enervează. M-am uitat câtva timp la această tânără ce plângea și nu știam cum să o ajut. Bineînțeles, aș fi putut să o abordez întrebându-o ce i s-a întâmplat și cu ce aș putea fi de folos. Dar mai știi, ar fi putut foarte bine să nu înghicească intențiile și să mă bunească de vreo rea intenție. Ori în momentul acela era departe de mine orice gând rău, simplu de tot. Știam prea bine ce este singurătatea și voiam să fac un gest, oricare ar fi fost acela, prin care să arăt puțină căldură omănească. Părea că este frig, tremura toată. Unui timid îi vine însă foarte greu să facă el dovadă de căldura umană, iar realitatea este că sunt extraordinar de timid. Nu știu să mă exteriorizez, nu știu să comunic ceea ce simt, nu știu să stabilesc legături sufletești, așa că stăteam lângă ea, o priveam și nu știam ce să fac. Cu atât mai mult cu cât mai existau și trecătorii aceia care nu mai condeneau să se miște încolo și încoace, de parcă o făceau cu un scop anume și să se uite la ea. Dacă aș fi încercat să mă apropiu de femeie, aș fi devenit și eu obiect de observație pentru ei și ca principiu general de viață. Nu-mi place să fiu observat.
Procesul e cam acesta. Se începe prin a te privi, apoi te examinează, după care te judecă. Așa ceva nu-mi trebuie. Deodată mi-a venit inspirația. Mi-am amintit că nu departe era un vânzător de flori. M-am dus la el și am cumpărat un buchet de flori. Nu mai știu de care, nici nu mă prea pricep la flori. Când am așezat buchetul aproape de ea, a foșnit hârtia care îl învelea și a întors atunci capul. Mai mult am băiguit roșu până în vârful urechilor. Nu trebuie să plânge așa. Altceva mai idiot nici nu se putea, dar asta i-am spus. De aproape, nu arăta așa de drăguță ca văzută de departe. Era mai puțin poetică. De departe, normal, nu se observa decât o tânără femeie desperată. De aproape se vedeau detaliile, ochii înroșiți, nasul care curgea. A ridicat capul și m-a privit. O privire abătută în care deslușeai cam în doze egale surpriza și iritarea. I-am surâs și m-am îndepărtat, fără să mă mai întorc. Dacă nu vrei să-ți ratezi destinul, nu trebuie niciodată să te întorci. Ne-am revăzut în ziua următoare. Eu mă întorceam de la slujbă, ea la fel, și ne-am întâlnit, ca în ajun în dreptul rotundei parcului Monceau. Ea mi-a surâs prima, un surâs ce-i drept jenat. Am riscat întrebarea, adică am întrebat-o dacă acum este mai bine și ea mi-a răspuns că da, puțin. Mi-a mulțumit pentru anemone. Deci erau anemone. În ziua următoare ne-am întâlnit din nou, apoi și în cealaltă zi, după care zile de-a rândul până când, iată-ne aici. Și acum stă în fața mea lungită, cam ca Olimpia din pictura lui Manet. Are în plus, din păcate, rochia. Mă uit stăruitor la ea, fără să-mi fac probleme. Datorită ochelarilor fumurii, ea nu-și dă seama când o privesc și când nu. Îmi place, categoric îmi place, așa că nasul puțin încogoiat cu o aluniță mai în jos de genunchi. Aș vrea să o îmbrățișer, dar nu se poate. Pune problema asta din cauza celuilalt, de sus. Iren habar n-are de gândurile mele, se ridică cu un surâs trist. Scuză-mă, te rog, mă duc sus să văd ce face George. Am pe limbă să-i spun, dar mă rețin. Dacă George ar avea nevoie de ea, sunt convins că ar fi în stare să o cheme chiar el. Răbdare și prudență. Irene intră în vilă. Luaserăm obiceiul să ne vedem în fiecare seară, în fața rotondei. O întovărășeam un timp, nu prea lung. Eu, care nu eram nici sociabil și nici limbut, devenisem și una și cealaltă. 8 zile mai târziu am invitat-o la film. După o ușoară ezitare, a acceptat. Așa că am început să ieșim împreună o dată sau de 2 ori pe săptămână. I-am propus să ieșim mai des. Nu mi-a dat un răspuns prea clar. Iar eu n-am insistat. Sunt însă o fire perseverentă. Deci ceva mai târziu am invitat-o la o expoziție de pictură, într-o duminică după masă. Eu și expoziția de pictură. Vitralii de Chagall, dacă mi-aduc aminte bine, și pe care trebuia să le admirăm fuga-fuga, înainte ca ele să fie expediate în lăcașul din Ierusalim sau de unde ori fi fost aduse. Să spun drept, mă interesau vitraliile lui Chagall. Cam tot atât cât teoriile lui Teilhard de Chardin. Dar asta contează mai puțin. Era doar un pretext ca să o văd și duminica. Nu s-a întâmplat niciodată ca vreunul din noi să aducă în discuție scena care a stat la baza cunoștinței noastre. Dar deduceam că este stăpână pe serile ei și ca atare puteam să o cred liberă. Lucrurile nu s-au întâmplat însă așa cum am crezut. În loc să exclame, cum era de așteptat, o, da, sigur, mergem să vedem vitraliile lui Chagall, minunatele și fascinantele vitralii, ca orice fată care ar fi fost în locul ei. Numai ce aud că îmi răspunde foarte clar, nu sunt liberă în timpul weekendului. În rest, nicio schimbare, același surâs ușor jenat cunoscut de mine de la început, doar tonul era puțin mai ferm decât de obicei. În ceea ce mă privește, n-am insistat. Când mi se trântește ușa în nas, am atât amor propriu să nu forțez lucrurile. Oricum, ea a fost aceea care mi-a vorbit despre George. Evident, nu făceam probleme că aș fi primul bărbat pe care îl întâlnea ea sau că starea ei jalnică din seara întâlnirii noastre nu s-ar fi datorat unei suferințe sufletești. Unui prieten ca mine se putea povesti orice. Nimic din comportarea mea nu ar fi putut o îndreptăți să mă suspecteze
că aș nutri și alt soi de sentimente față de ea decât acelea pe care le presupune noțiunea de amiciție. Așa că nu numai că ea a fost aceea care m-a informat despre existența lui George, dar devenise pur și simplu inepuizabil în legătură cu acest subiect. Adevărul e că o făcea să sufere, dar așa cum era, ea îl iubea și cum nu se putea vedea în timpul săptămânii, îi dăruia lui weekendurile. Întâi am rămas înmărmurit, la orice, dar la așa ceva nu mă așteptam. Uluiala nu a durat prea mult și când mi-am revenit am hotărât să lupt. Înainte de orice trebuia să reușesc să mă insinuez între ei doi. Să le sparg intimitatea, să mă strecur în sacrosanctele lor weekenduri. Ce poate să facă de atâta timp acolo? Să tot fie 20 de minute de când a urcat la el. Cu atât mai rău pentru ei, mă duc și eu acolo. E cam meschin, recunosc ceea ce fac. Ar trebui să o las să profite de răgazul pe care îl mai are de petrecut cu George. Oricum, amândoi uită că se află la mine. Ar fi putut să se comporte mai cu tact. Intru și eu în vilă și urc scara. Mă opresc în fața ușii camerei lor. Nu trebuie să-mi ciulesc urechile ca să-i aud cum se sărută. Era mai mult decât suportabil pentru mine, așa că am intrat. Irene se ridică repede de pe pat, încheindu-și nasturii de la bluză. Se înroșise toată. George, care rămăsese întins, mă privește fără să scoată un cuvânt. Puteai cel puțin să bați la ușă, remarcă Irene înțepată. Scuză-mă, zic, dar nu mă gândeam că la ora aceasta voi ați... Mi-e gâtul uscat și îmi simt inima bătând cu putere, fiindcă de răspunsul ei depinde reușita planului meu. Ce zice de o fuțială cu mașina? Să revin, deci. Am reușit, nu fără o stenală, să devin amicul familiei. Irene m-a invitat într-o duminică să iau ceaiul la ea acasă și m-a prezentat faimosului George. Unul dintre cele mai nefaste după mese ale existenței mele. Niciodată până atunci n-am avut așa de clar impresia că nu există. Începând cu acea vizită, am înțeles că o asemenea dragoste nu putea să lase loc pentru nimeni altul și că între George și cu mine unul era deprisos. Și măcar de-ar fi fost ceva de capul lui. Era un tip urât, un fel de avorton, chel pe jumătate, iar caracterul părea să-i fie la fel de disgrațios precum înfățișarea. Acesta era omul din cauza căreia Irene nu mai era în stare să caute un bărbat care să-i ofere o dragoste serioasă. Un bărbat care, cel puțin, ar fi cerut o căsătorie. De exemplu, eu. Iar ea își risipea viața pentru o ființă care, în inconștiența ei, nu era nici măcar în stare să constate sacrificiul. Repede de tot am ajuns la concluzia că i-aș face un real serviciu eliberând-o de George. Un serviciu pentru care nu mi-ar fi fost recunoscătoare dacă afla. Dar ceea ce este important e să știi să faci binele celor pe care îi iubești, chiar împotriva voinței lor. Fără îndoială, l-ar plânge o bucată de vreme, apoi l-ar uita în brațele mele. Necazul este că nu-l putem face dispărut pe George oricând. În timpul săptămânii nu știam unde să-l găsesc și ar fi fost de-a dreptul periculos să o întreb pe el despre așa ceva. Mai târziu și-ar fi putut aminti că am întrebat-o. Nu puteam dovedi pe George decât în singurul moment în care ne vedeam, în weekend. Bine, deci știam când. Acum trebuia să stabilesc cum. Am calculat toate posibilitățile, chiar și o travă, dar nimic nu rezistă la o analiză existentă. Se dovedeau a fi foarte periculoase pentru mine și nu suficient de eficiente în direcția lui. Începusem deja să disper. Când mi-a venit ideea cu mașina, mi-am pregătit acțiunea cu mult timp înainte. Am început prin a mă invita pe Irene pentru un weekend în vila pe care familia mea o deținea la Bouville. După cum mă așteptam, mi-a spus că nu poate veni fără George, la care i-am răspuns că nici nu mi-a trecut prin gând să-l invit pe unul fără celălalt. Bineînțeles că George putea veni, cu mașina chiar. Încetul cu încetul am dobândit obiceiul weekendurilor petrecute împreună și ca atare nu era pentru prima dată când veneam aici cu mașina. Și lui Irene și mie locul ne plăcea, numai că din motive diferite.
lui Ren, fiindcă de aici dominam orașul și ceva mai încolo marea. În față se desfășura o panoramă remarcabilă și puteau fi reperate grație unei mese circulare în care erau reprezentate detaliile din teren, Le Havre și coasta engleză. Mie pentru că frumusețea locului o absorbea pe Iren, pe de altă parte pentru că din dreptul micii răspântii unde era așezată masa, pleacă două drumuri în pantă repede, acela pe care venim noi și care dă 100 de metri mai jos într-o șosea cu mare circulație și un altul mai strâmt, dar tot atât de interesant, care dă drept într-o proprietate privată, a cărei barieră împrejmuitoare, joasă și foarte prăpădită, se găsește exact la marginea falezei, care cade perpendicular pe mare. Oprim aproape de răspântie. Iren blochează frâna și se îndreaptă imediat spre masa circulară. Este într-o formidabilă bună dispoziție și pare să nu mai fie marcată de pătrunderea mea intempestivă în camera lor. Jos și indiferent, ca întotdeauna, pe el peisajul nu-l interesează. Rămâne la volan. Până aici totul s-a petrecut ca de obicei. De data aceasta fac un mic gest în plus. După ce am lăsat-o galant pe Iren să o ia înainte, cu o lovitură a piciorului deblochez frâna. În rest mă interesează prea puțin. Urcă jos, se facă zop între mașinile care gonesc pe șosea, urcă o să se zdrobească de stâncile falezii, înainte de a se confunda în mare. Nu sunt un sadic. Pentru mine contează numai rezultatul. Simt cum în spatele meu mașina începe să se miște, ușor, cum începe să prindă viteză, încă puțin, puțin de tot și nu va mai fi nimic. Uite-te, mare acum, n-apucă să termine, ochii ies din orbite și urlă, mașina, George, se întoarce, mă izbește și alergă spre mașină, mașina o ia la vale. Mă surprind spunându-mi că soarta a ales faleza. Speră Iren să ajungă mașina, o iau pe urmele ei, cât mai încet posibil, strigând Dumnezeule și dorind totodată că Dumnezeu să nu se amestece și să lase mașina și persoana dinăuntru să-și împlinească destinul. Iren se împiedică, e gata să cadă, își revine, își pierde unul din pantofii cu toc înalt, pe celălalt la zvârle, gonește mai departe. N-aș fi crezut niciodată că o fată poate alerga cu așa viteză. Ajunge în dreptul mașinii exact când aceasta, aproape că a atins marginea falezei. Se opintește, încearcă să frâneze mașina care o trage după ea. Urlu de data asta sincer. Dumnezeule, Iren, nu voiam așa ceva. Vrusese moartea lui George, nu a ei. Îmi dau drumul să o ajut, dar gestul meu e acum fără niciun rost. Singură, Irena a reușit să oprească mașina. Gâfâie, plânge, râde, îl strânge pe George în brațe. Acesta s-a pornit să urle. Irene plânge cu sughițuri și îl leagănă. George, dragul meu, îngerul meu, comoara mea, micuțul meu. Îi murmură cuvinte misterioase pe care el le înțelege și care îl liniștesc. Se privesc unul pe altul, surâzându-și, sunt din nou împreună, apropiați într-o intimitate din care sunt exclus. Pur și simplu nu exist. Iren nici nu se uită la mine. Pare să nu bănuiască responsabilitatea mea în ceea ce s-a petrecut. Oare m-ar denunța dacă ar ști? Un caz care ar face de liceu presei de senzație. Un bărbat tânăr încearcă să ucidă un copilaj de 3 luni ca să se căsătorească cu mama lui. Dar n-au să fie titluri cu litere de-o șcapă, măcar din 2 motive. Întâi pentru că sunt șiret și în al doilea rând pentru că Iren nu bănuiește nimic. Mă plec spre George. Starea mea sufletească o reprezint prin interjecții. Agu, agu, agu. E maniera mea de a-i transmite. Astăzi George a avut noroc și a scăpat. Dar mai vine un weekend și reluăm jocul. De la capăt. George, și nu cred că voi mai rata ocazia. Se pare că George mă înțelege, fiindcă se uită la mine fix, fața îi se schimonosește și începe să urle.